mai dificil, mai poate mai foarte bine, cum mai pe orice spune așa special, ok, este foarte greu să rămâi constant, și în special atunci când a fost în cadrul nostru, ești nevoie să joci 100 de meciuri, ceea ce ai de face poate în NHL. E normal să ai grupul de formă, să ai perioade în care mai scade în formă, dar asta face parte din, din sport și poate să înțeleagă că nu pot, sau bine, poate se întâmplă, dar foarte rar să găsi toate meciurile, să vezi la trap. Sezonul a fost oricum anul acesta mai strâns ca niciodată, cel puțin primele 4 echipe au fost foarte aproape de cavalare și a crescut nivelul de ghidi și nivelul practic al antrenatului. Noi am avut încredere în noi, în special când s-a scoat antrenorul și ne-a ajutat foarte mult, ne-a pus la spate, ne-a pregătit și fizic pentru pentru finală și trebuie să câștigăm. Asta este ce este cel mai important. Deși sezonul interesant, iată, încă n-ai intrat cu vacanță, pleci cu lotul, ce obiectiv aveți? În seara asta urmează să discutăm obiectivele cu domnul președinte al federației. Bănuiesc că obiectivul va fi să rămânem în grupă, pentru că anul trecut a fost primul acolo sunt echipe puternice, echipe care noi am reușit să facem lucrurile de până și anul trecut. Părerea mea este că acesta va fi obiectivul, însă nu am primit nimic oficial.